Salut, sunt Mircea și bine te-am regăsit la devoționalul zilei de astăzi. Prizonierii primiseră un mesaj secret prin care li se spunea să pregătească să părăsească tabăra curând. Apoi, într-o noapte, prizonierii de război s-au trezit la sunetul avioanelor care zburau deasupra taberei cu o oră înainte de răsărit, distrugând tunurile de pază și centrul de control al taberei. Peste jumătate de oră, parașutiștii au luat cu asalt închisoarea, au deschis ușile celulelor. Prizonierii erau liberi, dar trebuiau să iasă de acolo. Înnebuniți de frică, unii dintre ei nu voiau să iasă din celule. Nu putem ieși fără arme, o să murim! Ieșiți, au strigat soldații care știau că aveau controlul taberei și o rută sigură. Aveți încredere în noi, nu mai vorbiți și mișcați-vă! Citește Exodul, capitolul 14, cu versetele de la 10 până la 18. Ce le-a spus Dumnezeu izraeliților când aceștia credeau că aveau să moară încercând să scape de robie? Dumnezeu a trimis niște plăgi îngrozitoare, broaște, țânțari, grindină și moarte, pentru a-i forța pe egipteni să-i libereze pe sclavii lor izraeliți. Și avea mai multe minuni pregătite pentru ei, cum ar fi despărțirea Mării Roșii și necarea armatei egiptene. Când Israelul a continuat să se îndoiască de faptul că Dumnezeu știa ce făcea, el le-a spus: vorbesc serios, o să vă salvez, nu vă mai plângeți și începeți să umblați. Pentru a scăpa, trebuiau să aibă încredere în Dumnezeu și trebuiau să acționeze conform credinței lui. Prin Hristos, Dumnezeu a acționat spre salvarea ta. Hristos a murit pentru a aduce iertarea și o viață în apropiere de Dumnezeu, dar nu te vei simți niciodată liber dacă nu-L crezi și nu acționezi pe baza credinței tale. Trebuie să ieși din celula ta. Ți-ai pus încrederea în El, apoi te prinzi de ceea ce a făcut pentru tine. Dacă tu crezi că Dumnezeu te-a iertat și te-a acceptat, atunci îi vorbești cu încredere. Dacă ești sigur că Dumnezeu te protejează, atunci nu-ți este teamă de nimic, cum spunem Psalmi 118:6. Dacă știi că greutățile sunt modul lui Dumnezeu de a te disciplina, atunci reușești să înveți din lucrurile pe care nu le poți schimba. Evrei 12:11. Dacă accepti dragostea lui Dumnezeu pentru tine, atunci îi iubești pe alții. 1 Ioan 4:19. Și dacă ai încredere că Dumnezeu vrea ce este mai cel mai bine pentru tine, atunci asculți de El. Dacă nu acționezi după ce asculți vestea bună, aceasta nu îți va schimba viața. Tot în Exod, capitolul 4, cu versetul 14, el spune așa: Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Până data viitoare, eu am fost Mircea. Vă aștept din nou la devoțional.